Lunile violente au făcut ravagii în mai multe zone din România. În nord-est și nord-vest a fost grindină, iar în sud-vest și în zona centrală a țării au fost inundații. În alte zone, traficul feroviar a fost oprit, iar drumurile au fost blocate de copaci căzuți. Furtuna a făcut prăpăd și la Odorheiu Secuiesc, unde au fost și victime. Un om a fost rănit după ce un panou publicitar a fost doborât de rafalele puternice de vânt. În Transilvania și Moldova, grindina a făcut prăpăd, atât în oraș cât și în zonele agricole. În Rădăuți, localnicii s-au apucat să strângă grindina înainte să se topească și să ducă la inundații. În sud-vestul țării au avut loc inundații, cum este această localitate din județul Caraș-Severin, unde multe case au fost inundate. Însă inundații au avut loc și în județul Bacău. Furtuna care a lovit Odorheiu Secuiesc a adus cu ea scene dramatice și pagube considerabile, transformând orașul într-un peisaj apocaliptic. În județul Harghita, pompierii militari au intervenit pentru a înlătura zeci de copaci căzuți peste câteva case și drumuri, pentru înlăturarea unor stâlpi de electricitate și a acoperișurilor smulse de vântul puternic. Totodată, un panou publicitar a căzut în parcarea unui centru comercial, lovind un trecător în vârstă de 69 de ani. El a fost asistat medical la fața locului de către un echipaj al ambulanței, însă a refuzat să fie transportat la spital. Serviciile de urgență au intervenit și în mai multe localități din județul Argeș. Din cauza apelor și a aluviunilor care au acoperit calea ferată, la limita județelor Brașov și Mureș, traficul feroviar a fost temporar oprit. Furtunile au venit după ce ANM a emis două atenționări, cod portocaliu și galben, pentru mai multe județe ale țării.